În seara aceasta, cuvântul Domnului spune să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi oamenii vor fi având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Oamenii vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Când am făcut studiul acesta, mi-am adus aminte de poezia pe care a citit-o Rodica, a lui Costache Ioanid, care spune exact ce fel de oameni sunt în vremurile din urmă, practic, oameni care practică o religie lipsită de conținut. În seara asta vom discuta câteva cuvinte foarte importante de aici. În primul rând este eusebeia, care înseamnă pietate, evlavie, cuvință, temere de Domnul, reverență și cucernicie. Este un cuvânt care, de fapt, noi l-am mai studiat atunci când spune Sfânta Scriptură că oamenii vor fi fără evlavie în vremea din urmă. Iată că acum, la ultimul verset, spune că oamenii vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea evlaviei, a credinței. Eusebeia, care înseamnă de fapt evlavie, un alt cuvânt foarte important este arneomai, care înseamnă a refuza, a respinge cu dispreț, a nega, a tăgădui, repudiere, despărțire, lepădare. Oamenii vor lepăda tocmai esența credinței creștine. Și ultimul termen este dunamis, care este putere, tărie, forță, abilitate. Oamenii vor nega, practic, puterea Evangheliei în zilele din urmă. În dicționarele românești găsim că evlavie înseamnă sentiment religios manifestat printr-o scrupuloasă îndeplinire a practicilor bisericești. Înseamnă și cucernicie, oamenii evlavioși sunt cucernici. Vă aduc aminte că un om cucernic din Noul Testament era Corneliu, acest sutaș roman, înseamnă devoțiune, pietate, religiozitate și smerenie. Atașament sincer și puternic pentru biserică și practicile sale, pentru reprezentanții săi, nu? Cucernicie, devoțiune, pietate, religiozitate, smerenie. Și în al treilea rând, devotament față de o persoană sau un lucru pentru o idee, de exemplu, unde sunt cuvintele adorație sau venerație. Ei, aș vrea să ne uităm în traducerile românești, să vedeți ce interesant au fost traduse uneori expresiile acestea. Biblia în traducere modernă, știți că avem, este o traducere modernă a lui Cornilescu, care este pe piață, unde se spune, ei vor avea o formă de religie, dar îi vor nega puterea. O formă de evlavie sau de religie, dar vor nega puterea acestei religii. Traducerea cuvântul viu spune, având o formă de pietate, dar negându-i puterea. Ați văzut exact interschimbabile expresiile din definiții, pietate sau religie sau evlavie, cum spune Cornilescu în ediția noastră. Având înfățișarea temerii de Dumnezeu, dar care au tăgăduit puterea ei, spune Biblia de Iași. Sunt creștini, deci, în ultima vreme, în ultimele zile, care au o înfățișare a temerii de Dumnezeu. Arată și spun, se manifestă ca și când s-ar teme de Dumnezeu, dar tăgăduiesc puterea acestei credințe. Având înfățișarea dreptei credințe, dar tăgăduindu-i puterea, spune Biblia Bisericii Ortodoxe, Biserica Ortodoxă are o Biblie sinodală, aprobată de Sinodul Ortodox, care spune că oamenii vor avea înfățișarea dreptei credințe. Acum, dreaptă credință înseamnă ortodoxie. Ortodox înseamnă drept credincios. Dacă ar fi fost sincer, ar fi tradus așa, având o înfățișare de ortodoxie, nu? Dar tăgăduindu-i puterea.
Uneori cuvintele astea s-ar întoarce foarte tare împotriva doctrinelor noastre. Dar au avut grijă băieții să spună dreptei credințe. Dacă catolicii sunt credința universală, nu, a tuturora, ortodoxii spun că a lor este singura și dreaptă. Noul Testament de la Alba Iulia spune, având chipul creștinătății ei, dar puterea îi tăgăduiesc-o. Având chipul creștinătății, arătând ca un creștin, dar tăgăduindu-i puterea prin comportamentul lor. Biblia catolică zice, având înfățișarea evlaviei, dar negându-i puterea ei. Traducerea contemporană, cred că tot al lui Cornilescu, tradusă de frații noștri, este că, spune așa, având doar o formă exterioară de evlavie, dar negându-i puterea. Au adăugat cuvântul ăsta exterioară la evlavie. Ei, câteva comentarii care cred eu că sunt foarte importante. Eusebiu, e foarte interesant că Eusebiu, care este unul dintre părinții bisericești, numele lui vine de la Eusebia, de la Evlavie. Practic, Eusebiu ar însemna evlaviosul, creștinul cel evlavios. Eusebiu spune și definește termenul că a privi în sus spre unicul și singurul Dumnezeu și a trăi viața în armonie cu El. Asta înseamnă, practic, evlavie. Să te uiți în sus la unicul și singurul Dumnezeu, dar și să trăiești o viață în armonie cu acest unic Dumnezeu care există. Spuneam despre Corneliu că în Faptele Apostolilor, 10:2 și apoi versetul 7, se spune că Corneliu este descris ca eusebes, cucernic și temător de Dumnezeu. Cuvântul acesta, evlavie, este un cuvânt caracteristic pentru epistolele pastorale. El apare, practic, în epistolele Apostolului Pavel foarte des și el spune, practic, două lucruri. Trebuie să ai un crez corect, să crezi ceea ce crezi bine, conform Scripturii, și în al doilea rând să te porți în acțiunile tale corect cu crezul care l-ai. Deci să te porți potrivit credinței corecte pe care o ai. Nu este suficient să crezi corect, trebuie să și te porți corect conform credinței tale. Aș vrea să spun că Eusebia sau Evlavia este o atitudine personală față de Dumnezeu și nu doar un crez corect. Foarte mulți dintre frații noștri din lumea evanghelică sunt foarte atenți credința lor să fie foarte corectă. Dacă ar fi atenți și la comportamentul lor și la viața lor să fie potrivită cu credința lor, lucrurile ar sta foarte bine. Numai că frații noștri care au o credință foarte corectă, biblică, nu? Divorțul între ei este la fel ca și cei care nu au o credință corectă. Și faptele lor nu sunt deloc potrivite cu credința lor foarte corectă. De aceea, evlavie înseamnă un crez corect și un comportament corect potrivit crezului pe care îl ai. Nu? Acțiunea nu este paralelă cu acea atitudine, ci este, ci își are izvorul chiar în ea, în această credință. Aș vrea să vă dau un citat dintr-un comentator biblic foarte faimos, William Barclay. El are un comentariu biblic extraordinar de important. Iată ce spune el. Ultima condamnare a oamenilor zilelor din urmă este că ei rețin formele exterioare ale religiei, dar resping puterea ei. Ei au, am putea spune, recită credeul creștin, fac toate mișcările necesare unor ritualuri corecte ale liturgiei și închinării, mențin forma exterioară a religiei, dar nu cunosc nimic din puterea dinamică care poate schimba viața omului.
Ei, asta este problema creștinismului contemporan. Teoretic știm bine, biserici la toate colțurile, când veneau frați din România, acum s-au obișnuit și ei că și în România au început să fie biserici la toate colțurile. În Londra există vreo 41 de biserici pentecostale românești. În Oradea cred că sunt vreo 17-18, nu mai știu. Dar erau foarte mirați să vadă câte biserici sunt în America. Aproape la toate colțurile câte o biserică, nu? Mai glumesc cu soția, trecem pe la o biserică, o cheamă Beacon. Și îmi vine să citesc Bacon. Zic, asta fi românească. Eu pus numele Slănină la biserica asta. Beacon înseamnă far, nu? Farul luminos. Dar cum engleza noastră, de unde venim noi, e fani uneori, îmi venea să spun că asta e biserică românească. Acest William Barclay spune că în vremea din urmă oamenii vor face toate mișcările religioase, biserici în toate colțurile, vor cunoaște foarte mult, toți sunt creștini, nu? Numai că vor practica un creștinism lipsit de puterea Evangheliei. Și puterea Evangheliei este cea care schimbă oamenii, care transformă. Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu de a schimba pe oameni, de a-i naște din nou. Vom avea parte de un creștinism, spune Pavel, în vremurile din urmă, practicat de oameni nenăscuți din nou. Nenăscuți din nou. Care vor manifesta în comportamentul lor toate faptele firii pământești și nu roada Duhului. Și ar trebui să fim de acord cu Apostolul Pavel, pentru că vremurile pe care noi le trăim spun exact același lucru. Haideți să ne uităm la câteva caracteristici ale... Deci vom avea o religie fără putere, care neagă puterea lui Dumnezeu. Vom avea biserici și temple peste tot. Oamenii pretind că sunt credincioși, creștini, credincioși, ortodoși, credința cea bună, credința universală, dacă vreți. Se vor lăuda cu titlurile bisericilor lor. Vom avea o închinare doar de formă. Vor manifesta doar exterior credința lor. Vor veni la biserică, la Paști, la Crăciun, la Înviere, la cine știe ce ocazii, nu? Vor arăta o aparență doar de evlavie. Îl au pe Dumnezeu doar pe buze, nu în inimă. Vorbesc despre Dumnezeu, dar nu cred în El. Se botează, participă la ritualuri și la slujbe, dar nu sunt născuți din nou. Recită crezul creștin, sunt foarte multe biserici care îi pun pe creștin să recite crezul creștin, îl știu bine pe de rost. Vorbesc uneori despre Dumnezeu, numai că îi neagă puterea de transformare a Evangheliei în viața lor. Nu sunt născuți din nou. Respingerea puterii lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este puterea crucii Mântuitorului de a ne mântui sufletele. Când respingi asta, respingi de fapt esența întregii credințe creștine. Puterea Evangheliei de a elibera omul de lanțul păcatului. Poți să te numești cum vrei, dacă nu ești eliberat de păcat, ești încă un păcătos. Probabil baptist, pentecostal, ortodox, catolic, cum vrei să te numești. Dar ești încă un păcătos neeliberat de lanțul păcatului tău. Puterea lui Hristos de salvare, de iad și de moarte eternă. Dacă ai respins asta, te așteaptă iadul și moartea eternă. Nu poți să respingi puterea Duhului Sfânt de a trăi o viață sfântă. Când respingi asta, nu poți să trăiești o viață sfântă. Iată versetul pe care îl spuneam, Pavel în Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17, el spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos,
căci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece nu este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Când respingi puterea lui Dumnezeu, rămâi un om nenăscut din nou, poți să te numești cum vrei, poți să practici toate mătăniile posibile. Priviți la creștinismul contemporan, o serie de religii, domnule, se populează cu tot felul de lucruri ieșite din normal, într-un fel. Eu sunt puțin șocat când îi văd pe români care sărută tot felul de oase și moaște și sunt în stare să sară în Dunăre, în ianuarie, să salveze crucea, nu? Care aruncă popa în apă. Deci niște practici și niște obiceiuri din astea ieșite din comun. Nu-ți vine să crezi că am văzut o coloană uriașă de femei care merg în coate și în genunchi la una dintre mănăstiri, că așa își capătă mântuirea. Cineva le-a învățat că așa se vindecă de boli și salvează copiii. E îngrozitor să vezi că oamenii apelează la orice și îți vine greu să zici, mă, ăsta nu-i credincios, uite, merge în coate și genunchi, domnule, nu? Dar el este un om nenăscut din nou care crede că prin eforturile sale ajunge la mântuire. Haideți să ne uităm la câteva caracteristici a creștinului doar de nume, cel nenăscut din nou. În primul rând, există o lipsă de practică religioasă, pentru că el merge numai la ocazii, la sărbători, la biserică. Eu țin minte că un asemenea creștin de formă pendicostal, ea de-al nostru, sigur, a venit la mine și să-mi spune, ce tot atâtea slujbe, domnule, mai termină cu ele, zice, oamenii vin aici, ar vrea să mănânce o mămăligă, niște mititei, stăm de vorbă unii cu alții, lasă religia, domnule, în pace. Ăsta voia altă, voia mititei, nu? Voia masă de dragoste sau dragoste de masă, cum zicea un copil, nu? El este lipsit de practica religioasă fundamentală, esențială, pentru că el vine ocazional. Are un comportament inconsecvent. Acțiunile și comportamentul său de zi cu zi nu reflectă principiile și valorile creștine, cum ar fi dragostea, iertarea, compasiunea, onestitatea, nu? Poate afișa un comportament moral duplicitar, acționând diferit în diferite contexte sociale, nu? Pentru că el nu este un om născut din nou, nu poate gândi creștinește. Este lipsit de implicare spirituală. Nu se implică activ în viața spirituală sau comunitară, nu? Dacă îl chem la mititei, sarmale, dragoste de masă, vin întotdeauna, n-ai probleme cu el. Dar să nu chem la post, la rugăciune, la luptă spirituală, la misiune, nu? La evangelizări, să mergem, să... Nu, să nu-l chem pe ăsta. El nu se implică spiritual. Evitând responsabilitățile și slujirea față de ceilalți oameni, nu caută să crească spiritual sau să aprofundeze relația sa cu Dumnezeu. Nu-l interesează lucrurile astea. Am auzit într-o zi pe cineva, discutau niște creștini la oaltă și unul dintre ei zice, bă, pocăit noi fi eu, dar baptist sunt. Mi-a plăcut foarte mult modul cum a pus problema. Ce noi fi eu pocăit, dar baptist sunt. Nu? Poți să spui la fel, noi fi pocăit, dar pentecostal sunt. Nu? Ortodox, catolic, cum vrei. Este exact omul acela care are o formă de religie, dar îi lipsește exact esența. Are motivații superficiale, identitatea sa ca și creștin poate fi motivată de tradiție, el e tradiție, cum mi-a scris odată cineva o scrisoare din România, zice, eu m-am născut ortodox și vreau să mor ortodox. No. Good luck, ce era să-i spun la asta, nu? Primeam scrisori după ce am tipărit cartea aceea, pâinea cea de toate zilele și am răspândit-o în România imediat după Revoluție. Și primeam la Societatea Misionară scrisori din partea oamenilor care primeau broșura asta, pe care ei o vedeau o propagandă
baptistă, pentecostală sau știu, eu știu, a ereticilor, nu? Și ne scriau scrisori să nu le mai trimitem asemenea cărți. N-au cruce pe ele. Mă rog. Când citeai scrisorile alea, chiar că îți venea să-ți faci cruce. Cu ce fel de oameni aveai de-a face? Poate utiliza statutul de creștin pentru avantaje sociale, nu? Cum ar fi acceptarea într-un anumit grup din comunitate. Băi, el e pocăit, el. În România, biserica nu le făcea căsătorii dacă unul dintre cei doi nu era botezat. Și țin minte într-un oraș, nu vreau să spun numele, că am destul de mulți dușmani, când un ofițer din armată voia să se căsătorească cu o fată din biserică. Și frații nu au vrut să-i căsătorească absolut deloc. Și asta pentru că o iubea pe fata asta, o accepta să fie botezat, domnul. Și într-o seară l-au dus într-o familie cu o cadă mai mare de baie și pastorul care urma să-l boteze l-a întrebat: crezi în Iisus Hristos că este Domnul și Mântuitorul tău? Ăsta nu s-a așteptat la o asemenea întrebare. A făcut o grimasă, așa. A, frate, l-au botezat, a fost de-al nostru, l-au căsătorit și, pe urmă, au urmat luni sau ani de zile de necaz a acestei fete care s-a măritat cu omul ăla nepocăit și neîntors la Dumnezeu. Oamenii pot fi motivați de tot felul de lucruri să îmbrățișează o anumită credință, nu? Dacă nu ești pocăit, nu te angajăm. Asta e, mai ales acum, dacă este firmă creștină în România, asta este, se pare, lozinca. Oamenii sunt s-a întâmplat ceva. Așa. O altă caracteristică este lipsa de integritate a unui asemenea om. Ascultați-mă. Eu am avut de-a face cu un pocăit din ăsta de nume care mi-a făcut una mare de tot. Nici nu îndrăznesc să vă spun ce. Și într-o zi mi-a dat un telefon și mi-a spus: domnule, dar cum, dumneatale, nu crezi în mine? N-ai încredere în mine? Și am zis: nu. Cum? Nu, nu pot să am. Cum așa? Dă-mi explicații. Și atunci mi-am luat inima în dinți și a spus: un om care îl înșeală pe Dumnezeu și pe nevastă sa. Și am adus aminte de aventurile sale cu secretara lui prin Africa, printr-o stațiune din Africa. Un om din ăsta, am spus, care îl trădează pe Dumnezeu și pe nevastă sa, mă vinde și pe mine, mă băiatule. Cum să am încredere în el, nu? Un om care încearcă să-l păcălească pe Dumnezeu, te va păcăli și pe tine. Nu respectă valorile creștine în afaceri, să nu faci afaceri cu ăsta, în relații sau alte aspecte ale vieții, nu te duci pe același drum cu el. Poate fi ipocrit, așteptând de la alții să respecte standardele creștine pe care el le calcă în picioare, în mod voit. Bă, tu ești pocăit, n-ai voie să faci asta, nu? Are o cunoaștere superficială a credinței, pentru că ăsta nu citește Scriptura, n-ascultă predicile, nu-l interesează, el participă pentru că are alte nevoi și interese. El este lipsit de acea transformare interioară, este omul fără roada Duhului. Nu experimentează o schimbare autentică și profundă în viața sa interioară. El nu crește în virtuți, nu? Și în diminuarea viciilor în viața lui. Nu arată roadele Duhului Sfânt în viață. Să nu cauți dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, credincioșie, blândețe și autocontrol la omul ăsta. Pentru că pe el nu-l călăuzește Duhul Sfânt, ci firea lui pământească pe care am îmbrăcat-o religios. Nu-i de mirare că Creangă, se pare că el a lansat treaba asta, zice la popă:
trebuie să ridici pantrafirul să vezi dacă n-are copite. Zicea el, pentru că el știa că mulți popi din vremea lui aveau copite de draci. Nu? Și trebuie să ridici pantrafirul, zice, să vezi dacă n-are copite. Să te ferește de creștinul ăla fals. Nu? Tudor Arghezi are o chestie extraordinară. Eu de obicei evit să nu spun treaba asta, dar vă spun că e ultimul studiu din acest domeniu. Zice că la el a venit un popă la Bobotează. În România la Bobotează merge popa, sfințește casă, dă cu busuioc, cu stropește, eu știu, mai alungă ceva duhuri rele, nu dau seama ce face. Dar când l-a condus Arghezii pe drum spre ușă, spre poarta casei sale, popa zice, maestre, dumneavoastră ai citit așa multe cărți, ești om de cultură, ești om deosebit, zice, este sau nu este Dumnezeu? Ce zici? Ce zici dumneavoastră? Ăsta așa s-a enervat Arghezii, pentru că ăsta a fost și călugăr înainte, a fost la mănăstire, a fost și preot. S-a întors spre el și i-a zis, părinte, de ce nu te-ai făcut dumneavoastră căcănar? Așa se numea meseria aia care curățea WC-urile din curte prin România. De ce nu te-ai făcut dumneavoastră de meseria asta, că aia de popă nu ți se potrivește? Era cineva care profesa o religie fără ca religia aia să-l fi transformat. Haideți să vedem câteva exemple din Biblie de oameni de genul ăsta. Bineînțeles că trebuie să începem cu farisei și cu cărturarii. Farisei și cărturarii erau liderii religioși al lui Israel pe vremea Domnului Iisus Hristos, care respectau cu strictețe toate legile, tradițiile iudaice, dar deseori erau critici față de Domnul Iisus Hristos și nu trăiau ceea ce predicau. Domnul Iisus i-a criticat pe oamenii aceștia foarte aspru, de fapt pe nimeni nu a criticat atât de dur, le-a spus morminte văruite, cuvinte foarte, foarte dure, pentru că oamenii aceștia respectau formalitățile religioase, dar neglijau esențialul credinței. Călcau în picioare dreptatea, mila, credincioșia. În Matei 23, versetul 23 la 28, puteți să citiți textul acesta. Un alt exemplu este Anania și Safira, din Faptele Apostolilor, capitolul 5. Este un cuplu din comunitate, din comunitatea timpurie a creștinilor, așa, au vândut o proprietate și cum era la modă, mulți creștini își vindeau proprietățile, le puneau la picioarele apostolilor și toți trăiau în comun. A venit și Anania și Safira, au vândut și ei, dar au mințit asupra prețului la care au vândut moșioara. Minciuna lor a fost demascată de Petru și amândoi, și soțul și soția, au murit la mică distanță unul de celălalt, pentru că l-au mințit pe Duhul Sfânt. Voiau să profeseze altceva decât erau. Spuneau altceva decât trăiau. Și Dumnezeu a pedepsit imediat această duplicitate a celor doi. Bineînțeles că nu putem să nu discutăm despre Iuda Iscarioteanu, nu? Unul din cei 12 apostoli, care a trăit alături de Domnul Iisus și de ceilalți apostoli, dar l-a trădat pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Trădarea s-a adus la arestarea și răstignirea Domnului, dar și la sinuciderea lui Iuda, cuprins de vinovăție și a intrat în istorie ca unul dintre cele mai odioase personalități din întreaga istorie umană, omul care își vinde Salvatorul.
Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 9 la 24, vorbește despre Simon Magul. Este un magician din Samaria, care a pretins că a primit și el credința în Domnul Iisus, nu s-a botezat, dar a venit la apostol să cumpere darul ăsta Duhului Sfânt, că și el, dacă își pune mâinile peste cineva, să primească Duhul Sfânt și să fie și el unul dintre apostolii care promovează creștinismul. Critica apostolului Petru a fost absolut necruțătoare. Apostolul a spus, banii trebuie să piară împreună cu tine. Inima ta nu este corectă înaintea lui Dumnezeu și trebuie să te pocăiești. Găsim un alt vopsit, dacă vreți. Ăsta este în Faptele Apostolilor, este argintarul Dimitrie. Dar ăsta este într-o altă credință, un vopsit, să zic așa. Nu este creștin, dar în credința pe care el o promovează, nu este cinstit. Este călăuzit de dorința de a face bani. Argintarul ăsta din Efes este activ în viața religioasă a cetății, nu? El construiește temple ale Dianei din Efes, nu? Probabil și statui ale Dianei din Efes. Face din argint, face bani foarte frumoși din toată afacerea asta, probabil are prăvălii cam peste tot și se vând la turiștii care vin să se închine la templul Dianei aceste artefacte produse de el. Principala lui motivație este câștigul financiar. Nu este interesat el în prea multă religie, dar produce pentru că ies bani din treaba asta. Ultimii de care mai vorbim sunt fiii lui Eli, Hofni și Fineas. Preotul Eli are doi băieți pe care a promovat acum să rămână în locul lui, la locul sfânt, la locul de închinare. Dar oamenii ăștia sunt extrem de corupți, corupți moral, nu? Ei abuzează de poziția lor religioasă, iau din jertfele oamenilor bucățile care le place lor din carne care o duc ei, se culcă cu femeile care fac curățenie pe la ușa cortului, sunt niște oameni corupți, foarte tare, dar propagă o religie. Deci ei sunt reprezentanții unei credințe pe care o terfelesc în păcatele lor. Dumnezeu a decis să-i pedepsească sever și amândoi au murit în aceeași zi, în timpul unei bătălii. A fost pedepsit și Eli, bineînțeles, când a aflat că fiii săi au murit, a picat pe spate și a strivit ceafa și a murit. Era și gras, că probabil mânca bine din ceea ce furau băieții de la altar, nu? Dumnezeu a pedepsit această familie exemplar pentru că practicau o religie în care ei nu credeau. Exemplele acestea arată că Dumnezeu valorează o credință autentică și sinceră. Și pretinde să trăim conform credinței noastre, de pretinde o viață care să fie conform credinței pe care noi o promovăm. Haideți să vedem câteva versete în final din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament. Porunca divină cerea iubire de Dumnezeu cu toată inima. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Să știți că Dumnezeu nu a făcut nici o derogare de la porunca asta. În credința noastră creștină este una dintre poruncile majore. Nu putem practica o credință în Dumnezeu fără să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Fiule, dă-mi inima ta, spunea un cuvânt al Domnului, și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Fără o inimă dată Domnului vom fi niște farisei, niște oameni cu o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Un alt verset spune că religia coruptă, lipsită de puterea lui Dumnezeu din Israel,
este ilustrată de versetul acesta din Ieremia 5, 30-31. Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Este întrebarea cutremurătoare. Observați acest cerc vicios. Prorocii spun adevăruri, spun minciuni, preoții conduceau cu prorocii ăștia care le susțineau poziția, poporul îi plăcea chestiunea asta și zice cuvântul, ce o să faceți la urmă când veți da socoteală în fața lui Dumnezeu? Profetul Isaia condamnă religia de form a neamului său. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Iată ce diagnostic absolut teribil unui neam pe care îl condamnă Isaia în scrierile lui. Există un împărat, Amația, despre care Biblia spune că a făcut bine, dar fără să-și fi dat toată inima Domnului. Observați? Deci este religios, nu face bine, dar fără ca inima să fie a Domnului. Amația a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Iată că putem să facem până și fapte bune, dar dacă inima noastră nu este dată Domnului, ele nu valorează absolut nimic. Nu lăsăm o moștenire trainică în urma noastră. Profetul Ezechiel descrie oamenii din zilele lui, care extraordinar ce bine seamănă cu oamenii din zilele noastre. Fiul omului, spunea Domnului Ezechiel, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratele său. Veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tare, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut și ca un glas frumos și iscusit la cântarea pe corzi. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Rare ori veți găsi în Scriptură o descriere mai corectă a ceea ce spunea Apostolul Pavel, oamenii din zilele din urmă vor avea o formă de evlavie, dar vor tăgădui puterea ei. Se vor purta ca și creștini, dar nu vor fi născuți din nou și vor veni cu grămada să ascultăm. Hai să ascultăm un predicator nemaipomenit, nu? Și tu ești un cântăreț. E în România încă un obicei, nu știu dacă e chiar bun, lumea fuge după vedete și credința noastră a creat o serie de vedete pentecostale, baptiste sau eu știu, și când vine o vedete din asta, se duce lumea să asculte. Vai, ce frumos zice, dar nimeni nu face ce zice omul ăla. Asta e problema cea mai mare. Haideți să ne uităm în Noul Testament la câteva versete. Omul cu o formă de evlavie alunecă întotdeauna spre deprinderile trupești. Ferește-te de bazmele lumei și băbești, spune Apostolul lui Timotei 4, 7 la 8. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și cele viitoare.
Alte cuvinte, apostolul spune, nu fă pe pocăitul, nu fă toate mișcările care le face un pocăit, te îmbraci ca pocăiții, începi să vorbești ca pocăiții, nu folosește la nimic efortul ăsta care îl faci. Este o deprindere trupească. Te-ai deprins, trupește, să te îmbraci ca pocăiții, să te duci unde merg pocăiții, da? Zice, fie evlavios. Pentru că asta este important, asta e folositoare în orice privință, întrucât ea are făgădință vieții veșnice. Nu deprinderea ta trupească. Să știți că sunt oameni care fac eforturi deosebite spre aceste deprinderi trupești. Luați-vă, de exemplu, călugării. Să știți că fac eforturi extraordinare. Ori toate deprinderile astea nu folosesc la nimic dacă nu ai o viață schimbată și o naștere din nou. Să știți că respectul față de părinți este un fel de evlavie apreciată de Dumnezeu. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprinde să fie evlavioși. Întâi față de cei din casa lor și să răsplătească osteneala părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Observați că evlavia îmbracă și acest aspect al relațiilor părinți-copii. În al treilea rând, oamenii lipsiți de evlavie nu vor conduce pe alți oameni la evlavie niciodată. Deci popa ăla nenăscut din nou nu va întoarce oameni să fie născuți din nou. El își va propovădui propria lui viață. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, la temere de Dumnezeu, la respect față de Dumnezeu, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Este un verset extrem de complex, am putea să stăm un studiu biblic de o seară întreagă la el. În al patrulea rând, Apostolul Pavel îi condamnă pe evreii iudaizatori care practica o religie lipsită de cunoașterea și respectarea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă imediat după persecuția din Ierusalim împotriva creștinilor? Creștinii s-au răspândit peste tot în Asia Mică, în Imperiul Roman, și au început să deschidă biserici. Ei, primii care au început să viziteze pe acești frați ai noștri, acum creștini, erau evrei din Ierusalim, care mergeau să îndemne pe creștinii de acolo să se facă evrei, să se taie împrejur, să respecte sabatele, să respecte legile evreiești. Ăștia au fost numiți iudaizatori. Epistola către Galateni este o epistolă Apostolului Pavel, practic împotriva acestor iudaizatori, care umblau peste tot să-i lămurească pe evrei încreștinați să țină legea lui Moise. Practic și pe păgâni. Dacă vrei să devii creștin, trebuie să te faci evreu prima dată, să te tai împrejur și pe urmă să fii creștin. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nu este nimic curat. Până și mintea și cugetul lor le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Cuvinte absolut dure de tot a Apostolului Pavel, pe care le scrie lui Tit, capitolul 1, versetele 15 și 16. În al cincilea rând, venirea Domnului trebuie să ne găsească ducând o viață evlavioasă, spune Sfânta Scriptură. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă,
așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Venirea Domnului trebuie să ne găsească ducând o viață evlavioasă, cu toată puterea evlaviei, o viață transformată de oameni născuți din nou. Și ultimul verset, Apostolul Petru ne spune că am primit de la Dumnezeu toate resursele necesare pentru a aduce o viață evlavioasă. Nu avem scuze, nu putem, nu e greu, pocăința este grea. Nu, iată resursele. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Deci și să trăim în fiecare zi, dar și să ducem o viață evlavioasă înaintea lui Dumnezeu. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat spre slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să treceți, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acestea sunt cuvintele Domnului pe care ni le spune Apostolul Petru. Avem toate resursele necesare. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre. Credința în El ne aduce mântuirea. Prin cuvântul lui și Duhul lui cel Sfânt suntem născuți din nou și Duhul Sfânt ne dă putere să trăim o viață evlavioasă. Avem toate resursele necesare. Încheiem aici și vreau să mulțumesc în final pentru răbdarea care ați avut-o până la capăt. Am ajuns la capătul acestui studiu biblic. Zilele astea am să mă rog Domnului să ne dea lumină ce să facem în continuare, probabil o să alegem subiecte mai pozitive. Asta a fost foarte negativ, foarte multe lucruri negative, să găsim subiecte mai pozitive. Am câteva idei și sperăm să le putem începe atunci când vom relua studiul nostru biblic. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru timpul acesta, pentru harul care ni l-a dat, și să ne rugăm să ne dea înțelepciune să trăim o viață conform credinței care El a inspirat-o în fiecare dintre noi. Să ne rugăm Domnului.